dezinteresul factorilor de decizie este, este evident. Noi suntem printre puținele servicii județene de medicină legală care nu avem o morgă proprie, care nu avem un laborator de serologie, un laborator de histologie și un laborator de toxicologie. Cine, nu avem cine ar trebui să se ocupe de treaba asta? Conducerea, conducerea spitalului și conducerea serviciului județean. Pentru că noi avem bani. Nu DSP-ului, a serviciului județean. Care ar trebui să se intereseze ca din banii pe care îi luăm să putem face astfel de servicii. De exemplu... Sunt foarte costisitoare. Să pot lucra și pe... fonduri pe accesate? Să pot lucra și pe așa ceva. Au fost fonduri, s-au accesat. Aparatură, ne putem interesa că există aparate care le putem împrumuta până când le facem noi. Mă refer la aparatele de histologie. Dar e dezinteresul de a, că trebuie înființat așa ceva, da. Trebuie o hotărâre de consiliu, de comitet director, trebuie niște bani alocați. Nu e ușor, dar nu s-a făcut niciun pas. Și ca urmare nu putem să facem niciun fel de analiză la asta, decât alcoolemia, pe care o știe toată lumea. Da, dar, de exemplu, noi nu avem teste rapide pentru toxice, pentru droguri. Nu avem absolut nimic. Nu, la etnobotanice nu avem absolut nimic. Detectare de etnobotanice, de compuși, de metabolism. Noi nu avem, în județul ăla nu există. La noi, diagnosticele se pun așa, după ureche sau așteptăm 6 luni, un an, să le trimitem la București să primim rezultatele. Noi nu avem cum să le facem. Deci, la București am impresia că sunt foarte multe analize de făcut și bănesc că de asta și durează. Da. Păi da, pentru că noi nu avem, Craiova are și ea, dar are puține, puține, și toate se sunt la București. E un volum imens de muncă ca să faci o analiză ADN, cel puțin un an. Un an trebuie să aștept la București. Da. O analiză ADN? Da, genetică. Și ca urmare va trebui să așteptăm. Din punct de vedere medical, cu cât ne aflăm în urmă față de celelalte țări europene, cu dotările. La un moment dat se vorbea că noi suntem cu 50 de ani în urmă față de Occident. Eu cred că sunt optimiștii care zic lucrul ăsta. 50 de ani e puțin. Noi îi considerăm pe, în primul rând la noi, bun, vei face rost de aparatură, vei face rost de medicamente, materiale sanitare. Dar e vorba de clădiri. Clădirile sunt toate făcute dinainte de 70. Am văzut un spital de urgență în țară care avea clădiri făcute în anii 30. Vă dați seama că ele nu mai sunt... Nu mai respectă absolut niciun fel de circuite din medicina modernă. Iar dacă nu se investește în sănătate, dar trebuie să se investească de cineva care are habar cum să face un spital adevărat. De curând spunea Boc. Da. Așa că vrea să investească să facă niște spitale de urgență. Da. De aceea, nu știu să... Care am auzit că v-ați face un spital regional la Craiova. Sunt curios ce standarde va trebui să... Deci să se construiască, nu să se dea la o parte nu știu ce și în aceeași clădire veche amărâtă și păcălită să... Ideea este că am vizitat acum câțiva timp un spital în străinătate, care era un spital de referință la nivel mondial. Și ce era foarte interesant, că era un spital imens, de, să zicem undeva de 10 ori mai mare decât spitalul din Slatina, ca suprafață desfășurată, în schimb avea la jumătate paturile din Slatina. Da, dar de ce aveți așa de puține faturi? Pentru că oamenii pacienții nu stau internați. Oamenii pacienții, decât cei foarte gravi stau internați, în rest, pacienții sunt tratați zilnic, li se face tratamentul, pleacă acasă, se întorc. Sâmbăta, duminica, la noi numai pacienții gravi sunt internați. La noi spitalul înseamnă decât un loc unde se face tratament. Da. Erau foarte mulți medici. De ce? Pentru că foarte mulți medici tratau foarte mulți bolnavi care veneau pe paturile din spital și rulajul era imens pe paturile din spital. Deci spitalul avea undeva la 700-800 de paturi, dar avea 4000 de medici. Am înțeles. Fluxul de pacienți pe fiecare pat era de 100 de ori mai mare decât în Slatina. Da, vă bănuiesc că...
E foarte interesant un spital din Slatina la noi, care are secție de boli cronice, 25 de patru, secție de recuperare neuromotorie copii, secție de recuperare neuromotorie adulți, secție de balneofizioterapie, până este spital de urgență cu 5 secții de cronici. Da. Și acum mai vrem să luăm și secție de boli cronice psihiatrie, da, care are 104. De la SIDU. Și atunci o să, care fac internările, media internărului de 60 de zile. Da, da. Deci avem 6 secții de boli cronice la un spital de urgență. Câtă inteligență managerială să aibă cineva ca să facă... Să gestioneze un spital de urgență. Spitalele de urgență sunt, în special, spitalele care tratează bolile acute cu un timp de spitalizare foarte mic. Da? Păi, la un moment dat s-a pus problema că în spitalul din Statina să se facă balne fizioterapie, ceva de atâtii, de chirurgiul, da, știți? Da. Adică să vii să stai 18 zile la tratament. Stai puțin. Unde să te Păi nu, că să vrea să se umple bazinul la cu apă de la balne fizioterapie, să se umple cu apă caldă și lumea să facă proceduri. La spitalul județean de urgență. E o absurditate. Aici trebuie să fie un flux foarte mare de pacienți. Păi da, e spital de urgență. Se acordă primul ajutor de Să se stabilizeze iar recuperarea, să fie făcută la o altă unitate spitalicească de profil, de recuperare. Da. Normal. Adică ne muncim să scădem durata de internare a pacienților per tot spitalul, ne muncim să creștem gradul de operabilitate într-un spital de urgență, în schimb vrem să comasăm cu spitalul de boli cronice psihiatrice, Schitul Greci. Și acolo, la Schitul Greci, spitalul arată foarte bine, e îngrijit, foarte bine, e specificul lui și ar trebui să rămână așa cum e. Gândiți-vă că au secție de ergoterapie. Oamenii învață să picteze, să gobleneze, să facă mâncare. Și acea secție va deveni secția Spitalului Județean de Urgență Statină. E absolut. E absolut. Specializează cantina atunci și... Corect. Punem bolnavii, ții și ne facă mâncare. Glumind, este absurd. Da. Dar politica sanitară făcută de oameni... România și asta ne ocupă tot timpul. Da. Politica sanitară e făcută de niște oameni care n-au legătură cu politica sanitară. Exact. Nu poți. Ideea unui spital municipal Slatina, care să includă toate aceste secții de boli cronice, am lansat-o acum vreo câțiva ani, dar... Pentru dumneavoastră aveți funcție de decizie, da. Și, dar nu s-a văzut, pentru că erau, cum adică, să scoți anumiți medici din spitalul din Slatina, care lucrau în secțiile de recuperare și ei primesc, da. Ei primesc salarii de că lucrează în spital de urgență. Da. Deci lucrează în secții de recuperare, unde internare de 18 zile. Da. Așa se face pe la noi. Deci până la urmă tot e vorba de interese și... Da. Da. Interese. Da. Am înțeles, domnul doctor. Mulțumim.